Competiția este rezervată micilor judoka născuți în perioada 2003-2006, atât începători cât și avansați. Peste 40 de sportivi și-au anunțat deja prezența. CSSLPS Slatina se va prezenta pe salteaua de concurs cu două grupe de copii, pregătite de profesorii Cristian Ștefan, Florin Florescu și Gabriel Dumitrescu. Pe lângă cluburile din Slatina, LPS, CSS și Alro Slatina, și-au anunțat participarea Liceul cu program sportiv Craiova, Liceul cu program sportiv Pitești și Clubul Elevilor de la Drăgășani. Urmează să vină și să ne onoreze cu prezența. Într-o grupă de vârstă și categorie, unul singur va fi învingător. Copiii primesc la finalul competiției diplome de participare, iar ocupantul primului loc pleacă acasă și cu o plachetă. Scopul competiției este de a-i angrena pe cei mici în sistemul competițional, să aibă așa, să aibă idee cam ce va urma din toamnă. De asemenea, să creștem emulația pentru judo în Slatina și, de ce nu, să descoperim viitorii campioni. Cea de-a noua ediție a Cupei Oltului la judo este organizată de Asociația Județeană de Judo în parteneriat cu Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Olt.